Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Ești o persoană respectabilă și cu voință puternică, care poate intimida cu ușurință pe alții pur și simplu pentru că alții se simt în primejdie dacă tu dorești asta. Ești extrem de independentă, deși fără cei din jurul tău, nu poți controla evenimentele. Nu este nevoie să controlezi totul, dar îți place să ai o mână de fier și, în general. Ești rezonabilă ca lider, voința ta este enormă dacă alegi să o utilizezi și cu siguranță te poate duce departe. Teama de succes și teama de eșec sunt posibile neajunsuri pentru tine, în timp ce sunt temeri diferite, te conduc pe aceeași cale de a realiza mai puțin decât ceea ce ești capabilă. Semnul zodiacal capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități claritate, modestie, organizare, calcul, independență, loialitate, realism. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Lună. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție persistentă și materialistă, te bucuri de protecția unui Saturn grav și măsurat, și aceasta este mai mult o povară decât un dar, astfel, încerci să faci viața dificilă pentru tine însăți și pentru majoritatea celor din jurul tău, ai o performanță de invidiat, spiritualitate dezvoltată și o disciplină remarcabilă. Da, cu o astfel de încărcătură poți muta munții, la urma urmelor, lui Saturn, ca tată al timpului, îi pasă că nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte zlăbiciuni ale capricornilor. Înclinația ta naturală la solitudine și la muncă continuă nu este o trăsătură rea, însă nu ar trebui să îți permiți să dezvolți o ambiție nerezonabilă și să suferi de neînțelegeri. Tu preferi să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este de a încurca toate planurile. Tu pari harnică, autosuficientă și chiar impregnată cu muncă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți exact așa cum suntem cu toții. Tu, cea născută de 1 ianuarie, ești plină de ambiție, îți stabilești obiective înalte și ești un lider puternic, căutând-o doar să câștigi, scopul și nevoia ca întotdeauna să fii prima, te conduce pe scara succesului vezi viața ca o serie de obstacole care trebuie depășite. Ghidate de standarde înalte, tu nu faci compromisuri, aștepți o recunoaștere maximă nu numai de la alții, ci și de la sine și nu condamni pe cei lenești sau incompetenți. Tu nu cauți faima, îți faci treaba ignorând pe oricine, dar este imposibil să nu fii observată. Ai un caracter autoritar? Iubești organizarea și sistematizarea strictă în orice și ai tendința de a comunica cu ceilalți într-un ton autoritar, atât la locul de muncă, cât și acasă. Adesea, cele născute pe 1 ianuarie sunt persoane cu o înaltă educație. În plus, tind să persevereze în convingerile tale, nu întotdeauna adevărate. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de realizarea ambițiilor personale, Chiar propriile tale principii îngreunează avansarea, te dovedești a fi prea cinstită, prea loială, prea nobilă pentru a cuceri înălțimile pe care ți le-ai stabilit, respectând cu adevărat ordinea, cea născută de 1 ianuarie, blochează în mod deliberat posibilele căi de manevră, obligându-se astfel să acționeze literal, fără să renunțe la plan, chiar și atunci când este necesar, mai mult decât atât. Pragul de încălcare a echilibrului tău emoțional este foarte scăzut, și în spatele acestui prag, cel mai frecvent, stă ascunsă impulsivitatea. Cum afectează data de 1 ianuarie soartata, tratez pe cei din jur destul de aspru, dându-le ordine într-un ton care exclude chiar posibilitatea de nascultare. Având o educație suficientă de ridicată, îi evaluez pe toți oamenii din acest punct de vedere. Este, de asemenea, foarte dificil pentru tine să-ți schimbi părerea, chiar dacă este eronată, iar acest lucru uneori constituie un obstacol în calea îndeplinirii obiectivelor tale în tot ceea ce îți faci, îți place consistența și, înainte de a te angaja într-o anumită activitate, ta în prealabil orice posibilitate de a te întoarce. În totdeauna încerci să-ți îndeplinești angajamentele. Nu reușești în totdeauna, pentru că nu-ți place să refuzi, pentru că ar însemna să recunoști propria ta zlăbiciune. O astfel de mândrie dureroasă conduce la faptul că pur și simplu nu reușești să-ți termini treaba. În plus, un anumit conservatorism este caracteristic acțiunilor tale, chiar dacă teoretic susții vederile liberale. Uneori ești ruptă de lupta contradicțiilor, orice rezultat poate fi negativ pentru tine. Astrele susțin că nu te-ai hotărât încă pe deplin în propriul loc în viață. Trebuie să te confrunți cu adevărul și să-ți cântărești toate calitățile pozitive și negative pentru a înțelege scopul tău și pentru a lua toate măsurile adecvate pentru a-l îndeplini. Vei avea nevoie de multă răbdare în drumul tău spre obiectiv și dacă vrei să reușești, trebuie să fii pregătită să depășești obstacolele. Ești prea scrupuloasă cu privire la propria ta reputație, uneori reacționând prea multe la remarci destul de inofensive. Acest lucru poate duce la unele probleme în promovarea ta pe scara carierii. În poziția de profesor, te poți bucura de iubirea universală, deoarece caracterul tău se potrivește perfect acestor circunstanțe. Cu toate acestea, într-o echipă în care există o atmosferă de rivalitate și intrigi, Natura ta prea atrăgătoare va servi ca o piedică, va trebui să te ascunzi în spatele unui zid impenetrabil de înstrăinare, pentru a împiedica chiar și o singură săgeată să ajungă la sufletul tău vulnerabil, aceste lucruri nu te va ajuta să distrugi reacția prea emoțională obținută față de orice stimul. De asemenea, ai face bine să cobori puțin ștacheta imaginară, pe care încerci să o depășești și să-ți reduci puțin cerințele pentru tine însă, îți, ceea ce este ușor de obținut se poate termina ușor. Nu este nevoie să construiești prea multă speranță ca să nu te bucuri de o mare dezamăgire. Este necesar să găsești echilibrul corect între existența într-o realitate pragmatică și reflexia abstractă asupra semnificației ființei. Tu ai o personalitate complexă, dar uneori contradictorie. De exemplu, deși ești extrem de responsabilă, adesea preiei prea multe responsabilități și nu le poți face față. Ești o fire sentimentală, dar te poți închide în tine, devenind incapabilă să-ți exprimi sentimentele. Pentru tine este extrem de important să reușești în carieră, la un anumit moment în viață trebuie să te oprești și să te întrebi foarte serios cât de înalte sunt aspirațiile tale în domeniul de activitate pe care ți l -a ales. După ce ți-a evaluat temeinic punctele forte și punctele slabe, ar trebui să privești în mod realist șansele de succes și să-ți stabilești obiectivele în conformitate cu acestea. Obiectivele pe termen lung și pe termen scurt ar trebui delimitate clar și îndeplinite conform unui plan bine pus la punct. Dragostea și compatibilitatea. Ești foarte sensibilă și uneori modestia ta inerentă face dificilă vorbirea deschisă despre sentimentele tale, de aceea poți avea dificultăți în comunicarea cu alte persoane. Tu personifici stabilitatea și constanța, ești încăpățânată și de neclintit în atingerea scopului tău. Te poți baza pe o căsătorie de succes cu ta taurului, Scorpionului fecioarei și peștilor, cu ei, pot crea o familie fericită. Este puțin probabil să poți crea o alianță de succes cu gemeni, vărsător și capricorn, deși, după cum se spune, există opțiuni și nu numai cele rele. Dragostea și compatibilitatea spirituală cu reprezentanții elementelor de foc berbec, săgetător și chiar mai mult cu leu, este absolut imposibilă și nedorită și nu există niciun motiv să te bazezi pe o căsătorie reușită cu racul și balanța, locuri de muncă și carieră. Persoanele leneșe sau proaste nu vor putea găsi un limbaj comun cu tine și chiar mai multe nu vor putea să lucreze sub autoritatea unui astfel de lider. Tu vei solicita angajamentul de plin, îmbunătățirea competențelor profesionale, munca grea și dedicată nu poți face compromisuri la aceste cerințe. Uneori, ca rezultat al muncii de pline, tu poți dobândi faimă și zlavă, dar tu nu te străduiești deloc. În general, poți prezenta o inconsecvență paradoxală, ceea ce este absolut imposibil de așteptată de la tine. Ești foarte responsabilă, ești capabilă să planifici și să anticipezi, dar este posibil să nu-ți poți calcula puterea și, prin urmare, să nu poți face față muncii. În adâncul sufletului tău ești foarte emoțională, dar, datorită multor factori, autocontrol excesiv, imersiune în muncă, stres constant, poți părea brută, necruțătoare, poți fi, de asemenea, susținătoarea progresului, democrației, liberalismului în teorie dar în același timp te comporți ca și conservator și chiar poți face presiuni în acest sens. Este util ca din când în când să ți faci timp și să ți revizuiești planurile și obiectivele vieții, gândindu-te serios ce vrei să faci, cum vei proceda, dacă vei avea suficiente resurse interne. Cursa nu poate dura pentru totdeauna, principalul lucru este de a înțelege în timp când să te oprești sau să încetinești, sănătate și boli. Există riscul de a dobândi boli ale sistemului nervos, sistemului cardiovascular, boli cauzate de stres, constipație cauzată de munca sedentară și dieta necorespunzătoare, diabet, obezitate. Pentru a evita aceste probleme, ar trebui să ți monitorizezi regulat și cu atenție calitatea alimentelor tale. Nu mânca prea multă dulce, făină, asigură-te că mănânci supe, că eviți gustările mici, sandvișuri și pâinea uscată. Sistemul tău nervos poate da un eșec serios, incapabil să reziste mobilizării constante, astfel încât să interfereze cu vizitarea unui psiholog. Exercițiile de dimineață, întărirea imunității, renunțarea la fumat sunt, de asemenea, foarte necesare. Sfaturi pentru tine. În primul rând, Sensibilitate excesivă și impulsivitate internă pot împiedica realizarea planurilor tale să devină realitate, precum și să dăuneze sistemului nervos și cardiovascular. Prin urmare, trebuie să lucrezi la această vulnerabilitate. În al doilea rând, răbdarea ar trebui să fie instruită. Pentru a construi o carieră, sunt necesare așteptări îndelungate, este posibil să ai nevoie de o răbdare cu adevărat aspră. De asemenea, trebuie să stăpânești abilitățile de meditație și de relaxare, deoarece nu fiecare echipă este binevoitoare, dar trebuie să poți să lupți și să continui să-ți atingi obiectivele și într-o echipă de rival și dușmani. Un alt pericol este asumarea unor exigențe excesive asupra ta. În același timp, nu trebuie să te relaxezi complet, deoarece cu cât vei urca mai sus, cu atât este mai greu să cazi iar în cazul afacerilor profesionale, acuzațiile false sunt o practică obișnuită. Trebuie să fii mereu vigilentă și să previi apariția unor informații compromițătoare. Nu în ultimul rând, trebuie să te împaci cu zona romantică. Indiferent câtă de cinică poți părea, ai nevoie și de dragoste și sentimente înalte. Este mai bine să nu te descurci, dar să recunoști. Cu alte cuvinte, trebuie să găsești armonie, împăcând de toate fațetele personalității tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În te ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubește monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale. Aceasta este o analiză astronumerologică după data ta de naștere. Un profil complet îl vei obține studiind astrograma ta natală.